Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă emisiune Poiana lui Iocan. Așa cum bine v-am obișnuit în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la ora 8, suntem aici pe frecvențele Infinit TV, ceea ce vă dorim și dumneavoastră, să deschideți televizoarele pe canalul Infinit TV, indiferent în ce rețea de cablu sunteți, trebuie să ne recepționați și bineînțeles pe Facebook suntem live și acolo, dar și pe pagina noastră infinitv.ro. Așteptăm și telefoanele voastre să mai bărfim așa câte ceva, să mai povestim despre ceea ce se întâmplă în România zilelor noastre, pentru că așa este ideea acestei emisiuni, de asta se și numește Poiana lui Iocan, că atunci când cineva citește ziarul, alții îi comentează știrile pe care acea persoană le relatează. România în zăpadă, după o zi întreagă de viscol și gel, România este parțial paralizată. Compania de drumuri a decis pe rând închiderea peste 20 de drumuri naționale din sudul țării. În plus, CFR Călători a anulat peste 30 de trenuri. Era și normal ca CFR-ul să anuleze trenuri. Bănuiesc că și companiile de transport aerian au făcut același lucru. Jumătate de Românie se află încă sub avertizare de tip cod portocaliu de viscol până astăzi la ora 14, în timp ce gerul stăpânește întreaga țară. Și în București s-a depus un strat de zăpadă, însă aici problema principală este gerul care se va înăspri și temperaturile care vor scădea până la minus 18 grade. Toate școlile din capitală și multe alte județe rămân închise și azi. CNAIR anunță că pe drumul național 22 între Smârdan și Tulcea și între Tulcea și Baia, dar și pe drumul național 22D între Măcin și Horia, pe drumul național 22E între Gârvan și Ice Brătianu a fost instituită restricția de tonaj pentru autovehicule peste 3,5 tone, dar și în Constanța sunt drumuri înzepăzite în momentul de față, viscol acolo și nu prea ai voie să mergi cu mașini de mare tonaj, mai ales pe drumul județului Constanța, care leagă orașul de Vama către Bulgaria. Aveți grijă și acolo se întâmplă mari nenorociri. CFR Călători a decis să anuleze 35 de trenuri, mai exact 3% din cele 1200 de garnituri care circulă zilnic în țara noastră. Pentru eliberarea liniilor în vederea facilitării intervențiilor cu utilaje și pluguri de zăpadă și evitarea unor situații nedorite pentru pasageri, relatează ziare.com. Na, asta este bine că se mai întâmplă și partea asta de ger în România. Vorbeam că tot vine gripa peste noi în toate formele. O să citim ceva mai târziu și despre rujeolă, alte victime, așa cum am citit și ieri și săptămâna trecută. Se îmbolnăvesc copiii, se îmbolnăvesc și oamenii maturi, tineri în special, mai ales cei care nu au fost niciodată bolnavi, care n-au nicio afecțiune, deodată îi răpune gripa și pot face chiar complicații. Persoanele peste 35 de ani sunt cele mai expuse la tot felul de complicații în ceea ce privește gripa din momentul de față și pot dăuna grav sănătății, na, gripa dăunează grav sănătății, dar pot cauza și moartea. O să citim ceva mai târziu despre acest lucru. Astăzi, zi crucială pentru Chiovici și față în față cu Tudorel Toader în ședința CSM, în care se discută revocarea șefei DNA. Șefa DNA a zis că vrea să ia fiecare punct, cele 20 de amendamente, cele 20 de greșeli pe care le-a făcut, conform spuselor lui Tudorel Toader, să le ia punct cu punct și să le desfințeze, pentru că are argumente solide, are chiar și probe. Domnul Tudorel Toader
o să fie pus poate în fața faptului împlinit că tot ceea ce a zis el poate să nu fie adevărat sau poate chiar să fie, poate chiar doamna Chiovici să vorbească din cărți și de fapt să nu vină cu nimic concludent. Astăzi vom vedea care pe care, vedem dacă amândoi se vor pune față în față sau doar doamna Chiovici și dacă de obicei domnul Tudorel Toader era un piculeț jenă să aibă astfel de întâlniri de grad zero, tot timpul a fugit de ele, să vedem dacă astăzi se întâmplă marea nebunie. Procurorul șef DNA, Laura Codruța Chiovici, se întâlnește astăzi la ședința secției pentru procurori a CSM, în care se va discuta avizul pentru solicitarea de revocare din funcție. Ședința va începe la ora 14, avizul urmează a fi dat, este consultativ. Ministrul Justiției a prezentat săptămâna trecută, vă reamintesc, sinteza raportului referitor la activitatea managerială a DNA, în baza căruia a cerut revocarea lui Chiovici, și raportul de 36 de pagini prezentat de Tudorel Toader, care stă la baza deciziei acestuia, are 20 de puncte care prezintă 20 de categorii de acte și fapte din perioada februarie 2017-februarie 2018 pe care Ministrul Justiției le impută șefei DNA. Vom vedea dacă vor fi combătute cele 20 de puncte. Vă reamintim că tot ceea ce se întâmplă în moment de față nu are o mare relevanță. Dacă CSM va da undă verde către revocare, totul stă în mâna președintelui României și nici de cum a CSM-ului, dar poate fi un punct, CSM-ul poate să aibă un punct de vedere important în care să-i schimbe decizia președintelui, având în vedere că Klaus Iohannis a precizat încă de săptămâna trecută faptul că este mulțumit de activitatea procurorului DNA Laura Codruța Chiovici și bineînțeles n-o să o revoce din funcția de acolo. Senatorii au votat să fie tăiate păduri ca să exploateze cărbuni. Senatul României a adoptat încă de luni propunerea legislativă prin care se pot scoate din fondul forestier suprafețe de teren destinate lucrărilor miniere de interes național și de utilizare publică, de exploatarea zăcămintelor de lignit fără compensare, numai prin achitarea taxelor prevăzute de lege. Cu alte cuvinte, tăiați, fraților, pădurile, tăiați-le, că de munți avem noi grijă. Mă uitam pe un clasament al sporturilor de iarnă. Se întâmplă odată la câțiva ani când avem un campionat din ăsta cu multe sporturi de iarnă, se numește Jocurile Olimpice de iarnă. Și mă uitam că sunt țări precum Olanda, care sunt în primele 10 locuri, pe locul 5 parcă, dacă mi-aduc eu bine aminte, dacă nu poate să mă înșel, oricum e pe primele locuri, e pe primul loc, de exemplu, Olanda, care este o țară fără munți prea mari, are niște dealuri acolo, are ceva. Și a ieșit printre primele locuri la Jocurile Olimpice de iarnă, unde cu snowboard, cu skijet, nu, cu tot felul de lucruri din astea, cu bob, cu au ieșit, cred că au vreo 15 medalii importante la Jocurile de iarnă. Iar noi, România, cu acești munți frumoși, falnici, cu zăpadă, că încă mai este zăpadă, avem iarnă, avem unde să ne antrenăm, de exemplu, nu? Așa, cu tot felul de trasee montane, am luat cel mai bun, un loc 7 la ceva. Nimeni nu a zis la ce. O singură persoană a luat un loc 7 la un joc din ăsta de acolo și cam atât. Am ajuns atât de rău în jocurile astea. Mă rog, niciodată n-am fost chiar bun, n-am fost niciodată pe primele locuri. Nu, da.
totuși avem o infrastructură ce ne-a lăsat-o Dumnezeu, nu? Să putem manevra, nu? Și uite că la Jocurile Olimpice de iarnă România nu reușește să facă mai nimic. Eu nici nu știam la un moment dat când au început, nici nu știam că avem oameni care să practice jocurile de iarnă. Am rămas plăcut surprins să observ că avem la vreo câteva, la un schi, la un bob, la ceva, tot mai sunt acolo. Da, nu sunt promovate. Sportul în România, sporturile acestea nu sunt promovate. La noi tenisul și primul loc este fotbalul, tenisul, aici colo handbalul și poate rugby la un moment dat, dar și acolo este foarte, foarte mic. Acum mai nou este un trend de futsal, fotbal în sală și poate un pic basketul, da, acolo NBA-ul este temelia. În România nu prea este plăcut doar să se joace acest sport de către copii, dar nu facem performanță, nu băgăm prea mult în seamă și cam atât. Ne mai gândim că avem un șah. Prima mea emisiune la Infinity TV a fost despre șah și un interviu cu un domn care are un club de șah și care are mulți copii acolo și ne-au prezentat că se întâmplă lucruri în șah, mulți pe care, cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră nici nu știați că România are jucători foarte, foarte buni la acest sport al minții. Bun, hai să revenim la oile noastre și revenim la păduri. Ele vor fi defrișate, tăiate, gata. Pot veni firmele din străinătate. Știți că firmele noastre nu sunt capabile să taie pădurile. Avem nevoie de niște firme din astea din străinătate să vină să ne facă nouă treaba. Noi suntem buni să lucrăm pentru alții, dar cam atât. Nu putem să ne facem noi ale noastre. Propunerea legislativă pentru modificarea articolul 36 din legea numărul 46/2008 privind codul silvic are ca obiect de reglementare scoaterea din fondul forestier național a unor suprafețe de teren fără compensare numai prin achitarea taxelor prevăzute de lege destinate realizării lucrărilor miniere de interes național declarate de utilitate publică de exploatare a căzămintelor de lignit. Da. Beneficiarul scoaterii definitive din Fondul Forestier Național al terenurilor necesare realizării lucrărilor miniere de interes național și de utilitate publică de exploatarea zăcămintelor de lignit este operatorul economic cu capital integral sau majoritar de stat în cazul terenurilor forestiere achiziționate de acesta sau statul român în cazul terenurilor care au făcut obiectul exproprierii. Prin excepție, reducerea Fondului Forestier Național prin scoaterea definitivă a terenurilor pentru realizarea lucrărilor menționate se realizează fără compensare și se aprobă prin hotărâre de guvern potrivit textului legislativ. Proiectul legislativ a fost inițiat de parlamentari PSD-ALDE și adoptat de Senat în calitate de primă cameră sesizată. Cred că asta este cea mai bună veste a băieților din UDMR. Ei o să știe ce au de făcut cu această lege a pădurilor. Bun, și mergem mai departe, mergem către o plafonare a dobânzilor la credite. Am mai vorbit asta și săptămâna trecută, vorbim și în această săptămână, că Senatul României a adoptat ieri proiectul de lege care prevede plafonarea dobânzii efective anuale, adică DAE, când vă duceți să vă faceți un credit, tot timpul e cu DAE, 0,2% DAE, 2,5% DAE, așa. Asta este, se plafonează, nu mai au voie să mai crească cât vor ei, mai ales la IFN-urile alea, când trebuia să te duci să plătești dobânzi, cât nu făcea creditul respectiv, luai 500 de lei pentru o lună și plăteai 1500 de lei. Nu o să mai poate așa ceva. Gata. Astfel că dobânda pentru creditele ipotecare nu va putea depăși cu mai mult de 2,5 ori dobânda de referință a băncii naționale.
Propunerea legislativă inițiată de senatorul PNL Daniel Zamfir stabilește regimul dobânzilor penalizatoare în raporturile juridice dintre consumatori și profesioniști, inclusiv comercianți, precum și faptul că dobânda convențională, atât cea remuneratorie, cât și cea penalizatoare, plătibilă conform contractului de către consumator, nu poate depăși cu de 2,5 ori mai mult dobânda de referință a băncii naționale. Propunerea legislativă prevede ca măsurile dispuse să se aplice și contractelor aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii. Foarte frumos. Să vedem cu cât o să ne scadă nouă creditul sau, cine știe, poate o să crească. Că așa e cu noutățile PSD-ALDE. Cresc salariile, dar în fond, la final, ne trezim că pe fluturaș este scăzut salariul. Cred că și aici o să fie la fel la un moment dat, nu? O să facă două, trei legi în paralel, una o anulează pe cealaltă, se mai întâmplă una așa, pam, pam, și uite că a crescut. Potrivit unui amendament adoptat de Comisia de Buget, Comisia Economică și Comisia Juridică, dobânda efectivă anuală privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și contractele de credit pentru consumatori, nu poate depăși de mai mult 2,5 ori dobândă legală. Asta v-am mai spus eu odată. Senatorul PNL Iulian Dumitrescu a declarat că senatorii liberali nu susțin acest proiect de lege, chiar dacă este inițiat de un coleg de-al lor. Nu sunt mulțumit de activitatea băncilor din România și eu am avut dificultăți când am încercat să iau un credit. Nu despre asta este vorba în această lege. Vreau să-i întreb pe inițiatori ce aveți cu milioanele de români care au depozite la bănci. Băncile nu folosesc banii lor. Dacă plafonăm depozitele la credite, micșorăm dobânzile la depozite. Dacă plafonăm dobânzile, o să scadă oferta de creditare. Prin această lege favorizați multinaționalele în dauna sutelor de mii de firme românești de IMM. Ce aveți cu românii care vor să mai ia credite de consum? Hai să fim serioși, că dacă ai o mică afacere, cel mai mic IMM posibil, cu un singur angajat, nu o dă nimeni niciun credit. Deci, sincer să vă zic, și dacă ai și cu 5 angajați, nu îți dă niciun credit. Ăia care au vreo 100, indiferent, poți să n-ai niciun angajat. Dacă ești unul dintre băieții inteligenți din România, da, ți se dă credit. Inteligenți, între ghilimele putem spune. Dar așa, omul de rând care și-a deschis o firmă de 2-3 ani și are un rulaj acolo minim, nu e de nimic pentru investiții. Nimeni, nicio bancă nu-ți dă pentru investiții. Hai să mai pomenește câte un IFN din ăsta care să-ți dea de 10 ori dobânda pentru credit și trebuie, nu știi pe unde să scoți cămașa ca să ți-o plătești și de aici începe, că nu reușești să-ți achizi creditul, faliment și tot așa. Plafonează dobânzile și nu o să mai ia credite de consum nimeni. O să aruncați totul pe mâinile cămătarilor. Păi cămătăria la noi este ilegală, dar în schimb sunt IFN-urile care au o cămătărie mai legală, așa, că sunt IFN. Dacă ți-ai deschis un IFN, hai că facem și o cămătărie din asta legală cu acordul Băncii Naționale. Multe IFN-uri, de fapt, nu au legături cu Banca Națională Română. Stați, că acum mi-am dat seama, nu? Că dacă nu ai un contract, nu ești legat de Banca Națională Română, nu prea ai ce să faci, efectiv. Datornicii și-ar putea răscumpăra bunurile plătind cel mai mult dublu sumei achitate de recuperator. Pentru că dacă nu ai bani să-ți plătești creditele, cum bine v-am spus, uite că o să-ți vină recuperatorul și o să-ți ia bunuri. Senatul României a adoptat ieri și un proiect de lege prin care debitorii cărora le-a fost confiscat un bun vor putea să le redobândească de la firma de recuperare, plătind acestea cel mult dublul sumei cu care acesta a achiziționat creanța de la bancă. Acum știți că există o mare problemă, există o lege, precum că banca ți oferă ție un credit, tu nu reușești să-l achizi și atunci vine recuperatorul. Recuperatorul respectiv, prin lege, echipurile are voie să
să-ți ia bunuri, să îți pună pe opriri pe salarii, pe carduri, pe tot ce vrei, pe toate conturile, fie că ești persoană fizică, fie că ești persoană juridică. La un moment dat te trezești că ai toate conturile blocate, chiar dacă tu ai un credit pe persoană fizică sau pe juridică, tu le ai pe toate, dacă ești administrator. Bun. Dar există în o altă lege care spune că cel care a cumpărat creanța, da? Deci cel care vrea să vină să te execute pe tine, chiar dacă are a cumpărat creanța și are o chestie la mână că poate să facă absolut orice, legea respectivă îi interzice lui să recupereze creanța de la tine dacă îl dai în judecată, pentru că nu el a fost cel care a creditat, ți-a dat creditul, ci ți-a dat banca. Există o lege de genul ăsta. Au fost câteva cazuri în care s-a câștigat procesul și toate acele procese sunt chiar în mediul online, cu tot dosarul la suprafață, și în acest caz se poate discuta. Cred că n-ar fi bun cineva care lucrează în domeniu să ne explice exact cum se bat vreo două, trei legi cap în cap. Legea asta cu creditele, cu creanțele, creanțele luate doar pe, nu pe bunuri, adică nu te-ai dus să cumperi niște bunuri, da? Doar pe credite. E o chestie, trebuie văzut în lege și poate într-o emisiune de la Infinit TV o să fim exact puși la punct cu acest lucru. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 50/2010, prin care se limitează suma pretinsă să de cesionar de la debitorul având calitate de consumator până la cel mult dublul sumei plătite de acesta pentru a cumpăra creanța de la cedent. La nivelul acestei sume, debitorul cedat se eliberează de datorie fără costuri suplimentare. Pentru echilibrarea riscurilor contractuale, inițiativa prevede ca această măsură să se aplice și contractelor aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii. Proiectul legislativ a fost adoptat cu 69 de voturi pentru, 15 împotrivă și 5 abțineri, Senatul fiind prima cameră sesizată, mai iese până să... mai mult până departe. Poate se mai întâmplă alte lucruri. Bun, hai să vedem ce mai găsim nou și prin ziarele din orașul nostru. Găsim în ziarul Evenimentul o premieră în Iași. Autobuzele transportului public, multe dintre ele sunt dotate cu internet. Așadar, ca în orice oraș civilizat din România, în transportul public găsim și Wi-Fi, acel vestitul Wi-Fi. Acum sunt foarte multe abonamente cu mulți giga de internet, unele sunt nelimitate. Dacă ai nevoie, dacă ai poate puțin, ai o cartelă și vrei internet, iată că îți dă primăria, îți oferă gratuit acest serviciu ca să nu te plictisești în autobuze. Poate mâine, poi mâine o să putem plăti biletul și cu cardul. Vreau să mă urc în Piața Unirii într-un tramvai cu ceva timp în urmă și bineînțeles că era la o oră târzie, nu mai funcționa chioșcul de acolo, doamna plecase, nu mai era timp de a se cumpăra un bilet, dar lângă era un bancomat de bilete unde puteai să-ți achiziționezi, care, culmea, era defect. Ce ne făceam noi în momentul respectiv? Trebuia, dacă nu aveam bilet, să mergem pe jos sau să luăm un taxi, nu? Pentru că, iată, nu puteai să-ți achiziționezi din stația respectivă un bilet. Nu mai spunem de alte stații unde nu ai nici bancomat, nu ai absolut nimic, n-ai de unde să-ți achiziționezi. Ești, mergi pentru prima dată cu tramvaiul sau mergi, nu s-au terminat biletele sau nu știu, nu ai și trebuie să-ți cumperi, nu? Că așa este normal.
spate. Înainte era bine că era un SMS, un număr de SMS. Nu s-a mai întâmplat acest lucru. Poate putem plăti cu cardul sau să fie direct în... în fiecare mijloc de transport să fie o chestie mică de unde să-ți cumperi de acolo și cu asta basta. Eu zic că ar fi cel mai bine așa și atunci lumea n-ar mai fi nevoită că să vedem de unde cumpărăm, că am urcat fără bilet, că nu am de unde și așa mai departe. Hai direct din autobuz, cum era pe vremuri, era o tanti taxatoare care te duceai și îți achiziționai biletul și te mai ieși muștrulea. Băi, ai urcat în mijloc de transport și nu ai venit aici să plătești. Vino și te făcea de râs că toți se uitau la tine și atunci trebuia să te duci să cumperi. E, să fie un aparat din ăsta, dacă nu ne mai permitem câte o tanti taxatoare, să fie câte un aparat de unde să-ți achiziționezi o legitimație de călătorie. Când vine controlul, așa te întreabă, o legitimație de călătorie aveți? Păi biletul ăsta, ăsta e, dacă îi zici dumneata legitimație, na, ți-l dau. De câteva zile ieșenii care folosesc transportul în comun au avut surpriza să constate că pe mai multe autobuze au fost montate echipamente ce permite folosirea gratuită a internetului. Serviciul este oferit de o firmă de telefonie mobilă, fiind disponibil deocamdată doar pe câteva autobuze. Oficiale companiei de transport public susțin că se poartă discuții și pentru echiparea altor mijloace de transport, ne relatează ziarul evenimentul și asta ne bucură enorm de mult. Dar de la Wi-Fi trecem și la parcări. Stăm foarte prost cu parcările pe lângă piețele din Iași, dar pentru că nu prea avem unde să parcăm dacă ajungem la o piață și stăm prea departe de piață și asta e, primăria ne propune să monteze automate de taxarea parcărilor pe lângă piețe, astfel cei care nu vor să dea un ban în plus nu o să mai vină cu mașina. Sunt unii care stau la, nu știu, 300 de metri de piață și vin cu mașina până la piață, că pe urmă mai pleacă ei în alte părți. Iar cei care stau la 2-3 km departe de piață caută în disperare un loc de parcare și nu au. E, ca să fie totul bine, s-au gândit cei din primăria municipiului Iași să instaleze automate de taxare și vor începe cu parcarea din piața Nicolina, ce va beneficia din acest an de acest sistem. Cheltuielile au fost estimate la 190.000 de lei și au fost prinse în programul de investiții al Ecopiața, societate din subordinea municipalității. Acum stau să mă gândesc dacă se merită această investiție. Păi cât poți tu să pui intrarea, parcarea respectivă pe o oră pentru a-ți amortiza această investiție? Sau în cât timp îți poți amortiza investiția? Poate ne lămurește ziarul de Iași pentru că ei ne prezintă această știre. 150.000 de lei vor fi utilizați pentru reparații capitale la toaleta din piața Alexandru cel Bun. În total, Ecopiața vrea să cheltuiască pe 2018 620.000 de lei pentru investiții, iar aproape 70% din acești bani sunt pentru lucrări noi. Anul trecut, Ecopiața a avut un profit de peste 115.000 de lei în condițiile în care inițial societatea estima o sumă de 40.000 de lei. În schimb, pe anul în curs, Ecopiața a prognozat un profit net de 26.000 de lei. Veniturile totale ale societății sunt estimate la 6,75 de milioane de lei, fiind înregistrată o creștere de 8% față de execuția preliminară a bugetului de anul trecut. La fel ca în anul trecut, acum știți cum e, ca să poți să ai un profit mai mare, trebuie să și investești mai mult. Și trebuie și piețele astea făcute într-un mod civilizat și ceva mai curat. La fel ca în cazul altor instituții publice, cheltuielile de natură salariară a fost majorată cu 27,2%, două dintre cauze fiind trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat și creșterea valorii tichetului de masă. În ultimul rând, bugetul destinat cheltuielilor de natură salarială a crescut cu 78.000 de lei ca urmare a negocierilor pentru reechilibrarea grilei de salarizare, după cum se arată într-un raport întocmit de specialiști municipiului
municipalității. Nu prea ne interesează pe noi de salariile celor de la Ecopiață, ne interesează să avem o piață curată, frumoasă, indiferent care, dar să fie și bogată. Hai să zic, unde trebuie chiar zeci de mii de piețe, deși pentru persoanele mai în vârstă zbune piețele mai aproape de casă, zbune piețele alea de cartier. Ar trebui reinstituite piețele alea micuțe de cartier și vreo trei piețe mari. Dom'le, astea sunt piețele mari. În piețele mari e un piculeț mai ieftin față de celelalte pentru că sunt mari și ai de unde să alegi, concurența este mare. Deși și în piețe este o mafie de nedescris. Dacă te duci, de exemplu, să vorbești cu cineva că vrei să cumperi, nu știu, un kilogram de cartofi, să zic, și îți spune, dom'le, 3 lei. Cum 3 lei? Că e scump 3 lei. Toată lumea văd că are 3 lei. Păi ăla spune, da, păi na, a venit un șmecher și a zis, dom'le, 3 lei. Dacă vreți, vă-l dau cu 2 lei. Dar rămâne între noi, aici scrie 3 lei. Bun, doar așa poți să mai negociezi unii cu alții, toți să uită furiși pe ascuns, cam toți, cu toți se mai poate negocia dacă te duci la piață, că de asta este piața, să negociezi. Însă, prețurile la vedere sunt la fel peste tot, să știți. Deci, la fel, nu se pune problema să nu fie altfel. Bun. Haideți să vorbim și despre lucruri care nu ne plac absolut deloc. Încă de la începutul emisiunii ziceam că a venit frigul, că este ger, că este bine că mai se mai duc germenii ăștia din Iași și poate o să fim și noi mai sănătoși spre primăvară, însă să știți că ceea ce se întâmplă în momentul de față în România, în planul sanitar, este alarmant. Virusul nu mai alege doar bolnavi, cum bine v-am spus, tineri sănătoși sunt uciși de gripă, ne prezintă ziarul de Iași și nu ne prezintă chiar așa lucruri neadevărate, au oamenii și dovezi. Gripa nu iartă, mai nou nici oamenii tineri sănătoși, chiar dacă atunci când vorbesc despre gripă, autoritățile sanitare menționează printre categoriile de risc vârstnicii peste 65 de ani, bolnavi cronici și gravidele. Ultimele cazuri înregistrate la Iași, dar și în țară, trag un semnal de alarmă, gripa face victime și în rândul populației sub 40 de ani printre oameni sănătoși. Potrivit medicilor de la boli infecțioase, la oamenii tineri care nu sunt considerați categorii de risc, gripa evoluează lejer sau sever în funcție de rezistența organismului fiecăruia în fața virusilor gripale. Spitalul de infecțioase este deja copleșit de numărul de cazuri grave, iar numărul de bolnavi tineri este tot mai mare. Este sau nu cazul să ne alarmăm? Medicii spun că posibilitate să ne alarmăm. O să vedem. Noi, indivizii, suntem unici genetic. Nu există doi oameni identici, nici măcar gemenii, ci fiecare are reactivitatea lui complet diferită. De aceea, același microb răspândit în 1000 de oameni determină situații diferite. Unii nici măcar nu simt că s-au contaminat, alții fac forme ușoare, alții ceva mai severe, iar alții mor. Instalarea gripei are aceeași explicație, a arătat dr. Mihnea Hurmuzache, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase Sfânta Paraschiva. La Iași, primul deces la un bolnav tânăr diagnosticat cu gripă, recunoscut cu alte afecțiuni, s-a înregistrat la 16 februarie la Spitalul de Pneumo. Un tânăr în vârstă de 28 de ani a confirmat că are gripă de tip AH1N1, a murit după aproape 2 săptămâni de suferință. Bolnavul s-a internat în 5 februarie cu suspiciuni de gripă și în mai puțin de 2 zile de la spitalizare a fost intubat și ventilat mecanic. Vă reamintesc faptul că și o femeie în vârstă de 35 de ani nevaccinată s-a internat pe 21 februarie și a decedat zilele trecute. Mai vorbeam și de o fată, nu? De 16 ani care tot așa era diagnosticat cu gripă, un copil decedând și el, cazuri uluitoare și culmea că prezentam ieri cazul de rujeolă din Bacău, din Suceava, din Iași.
pentru cei care n-au văzut ieri emisiunea, lucruri alarmante, pentru că mulți din mediul urban, din orașele mari, s-au îmbolnăvit, au făcut rujeolă, în contact cu, au intrat în contact cu anumite lucruri și unii dintre ei au și decedat, din păcate. Copil nevaccinat din voința părinților ucis de rujeolă, ceea ce vă spuneam ceva mai devreme, iată încă un caz prezentat de Ziarul de Iași. Copilul nu avea boli preexistente, este un exemplu dramatic și sugestiv pentru ce înseamnă nevaccinarea voluntară, spun medicii de la Spitalul de Infecțioase, unde a decedat micuțul. A murit bebelușul diagnosticat cu rujeolă și internat săptămâna trecută la Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Paraschiva. Sugarul în vârstă de 10 luni a dus de la Bacău și a pierdut viața vineri în mai puțin de 48 de ore de la transferul său la Iași. Potrivit medicilor, cazul micuțului ilustrează drama bebelușilor care mor pentru că părinții refuză să-i vaccineze, scrie același Cotidian. Copilul nu avea boli preexistente, era născut cu deficit de greutate, avea 6 kg la 10 luni de zile, dar nu asta contează atât de mult. Important este faptul că pacientul avea făcute până la vârsta de 10 luni doar cele două vaccinuri obligatorii în maternitate după naștere. Acolo i s-au făcut vaccinurile pentru că probabil familia nu a putut opri echipa medicală să-și facă treaba. După ce au ajuns acasă, părinții nu i-au mai făcut niciun vaccin, de aceea spun că este un exemplu dramatic și sugestiv pentru ce înseamnă nevaccinarea voluntară. În cazul său, o boală evitabilă, cum este rujeola, a fost neevitată, a arătat dr. Mihnea Hurmuzache, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase Sfânta Paraschiva din Iași. Inițial, copilul diagnosticat cu rujeola a fost internat marțea trecută la Bacău. Ulterior, medicii băcăoani au cerut sprijinul celor de la Iași. Acum, cred că ar mai trebui să intre în atenție și medicii de familie, pentru că în momentul când, când se naște un copil, medicul de care aparțin părinții ar trebui să fie informat că există în acea familie un micuț, ar trebui sunați părinții și medicii să ajungă acasă la fiecare, mai ales la cei care, pe care îi cunoaște de ceva vreme și știu că nu vor să vaccineze copiii. Odată ajuns un echipaj medical acolo, trebuie să-și facă datoria și bineînțeles că dacă părinții nu doresc acest lucru, zic că ar putea chiar să li se facă și un mic dosar penal. Asta înseamnă să mai schimbăm puțin legile de însănătate, să nu ne mai uităm doar la legi din justiție, că vrem acolo să schimbăm marea cu sarea. Nu ne mai uităm la acele legi că trebuie și vrem să defrișăm pădurile. Nu mai încercăm să facem legi ca mici întreprinzători, cei cu firme mici, care nu au lucrat niciodată cu statul. Nu sunt lăsați să supraviețuiască, li se dă în cap atât de firmele alea mici care au lucrat cu statul, li se dă în cap chiar și de legile din România, ca să-i determine să nu-și mai facă nimeni firme dacă nu merge în mediul ăsta politic. Să ne mai uităm un pic, că avem nevoie și în sănătate, să ne mai uităm că avem nevoie de legi bune chiar și în mediul asta de învățământ, pentru că acestea sunt prioritare. Ne mai uităm că la legile salarizării, atenție că după ce doamna Lia Olguța Vasilescu a umblat la legile salarizării, le-a crescut în fel și chip, de-au ajuns atât de mici, începe în următoarea perioadă să se uite puțin și la pensii și chiar doamna Viorica Dăncilă a făcut o afirmație care a strânit hohote de râs atât în audiovizual cât și în mediul online, zicând că va crește pensia minimă de 5.800, va crește la 6.400, ceva de genul ăsta.
doamna neștiind că de fapt nimeni, nimeni din muritorii de rând nu are o astfel de pensie, să aia, nu știu, veteranii de război, nu știu, alții care au pensii minime de 5.800 de lei. Poate domnia s-a vrea să spună de 580 de lei și nu de 5.800. Copil de 5 luni în comă profundă a fost scăpat din brațe căzând în cap, ne prezintă tot ziarul de Iași, din ce în ce mai multe cazuri cu bebeluși. Dacă aceștia nu pot să-și țină de grijă, ce să le facem, nu? O să se întrebe părinții. Un bebeluș de doar 5 luni se află în stare extrem de gravă după ce s-a lovit la cap, cel mai probabil fiind scăpat din brațe de părinți. Fetița a fost adusă săptămâna trecută la Spitalul de Copii Sfânta Maria după ce i s-a făcut rău și a intrat în stop cardiorespirator, fiind resuscitată de un echipaj medical. Acesta a fost adus prin transfer de la Botoșani, mama spunându-le medicilor că i s-a făcut rău dintr-o dată. Într-o primă fază, femeia le-a spus că bănuiește că s-ar fi necat cu lapte pe care l-ar fi aspirat în plămâni, iar mai apoi că a vrut să-i curețe nasul de mucozități, fetița fiind răcită în acea perioadă, ceea ce ar fi făcut-o să plângă și să rezgurgiteze laptele care i-a intrat pe căile aeriene, ajungând și în plămâni, văzând că micuțul face convulsii. Medicii ieșeni i-au făcut un examen computer tomograf prin care s-a evidențiat că la mijloc ar fi alte motive pe care părinții însă nu le-au recunoscut inițial. Astfel s-a descoperit un hematom intracranian care necesită intervenție chirurgicală cât mai repede. Copilul a venit la noi. Acum nu mai contează dacă ai făcut o prostie, zile medicilor ce s-a întâmplat cu adevărat, că riști să-ți pierzi, Doamne ferește, bebelușul și săracul n-are nicio vină, de-abia a ajuns pe lume. Copilul a venit la noi cu status post-resuscitare, astfel că a fost nevoie de investigații amănunțite. În final, confirmându-se etiologia, inițial s-a crezut că este vorba de o pneumonie de aspirație, însă odată ajuns în UPU, copilul a făcut convulsie, astfel că s-a făcut computer tomograf și s-a evidențiat o traumă craniocerebrală cu fractură de oase. Probabil a fost scăpat din brațe, a fost operat de urgență la Spitalul de Neurochirurgie, având în vedere că noi noaptea nu avem neurochirurgie, a explicat dr. Tamara Roșu, medic șef UPU de la Spitalul de Copii. Medicii nu exclud nici alte circunstanțe prin care copilul să se fi ales cu traumă la nivelul capului, fiind bănuită și o agresiune. Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie au precizat că micuțul a fost operat, însă este în stare foarte gravă, în comă profundă, săracul copil. Sperăm să se facă bine și să nu ceva, nu știu, să se producă o tragedie, pentru că avem practic din ce în ce mai mulți copii care au un sfârșit tragic, mai ales bebeluși. În ultima perioadă citim foarte multe știri de acest gen. Ziarul Evenimentul ne prezintă un lucru de interes public, precum că Primăria Municipiului Iași și și universitățile publice din Iași au demarat o acțiune comună de promovare a ofertei educaționale în rândul elevilor din toată țara, sub motoul Iașul, orașul studenției tale, porți deschise la universitățile ieșene. În perioada 21-25 aprilie, Universitatea Alexandru Iancuza, Universitatea Tehnică Gheorghe Sache, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ionescu de la Brad, adică USMV-ul, și Universitatea Națională de Arte George Enescu își vor deschide porțile pentru elevii care vor să afle ce înseamnă viața de student la Iași. Primarul Mihai Chirica și conducătorii a 5 universități ieșene au dezvăluit ieri detaliile unui proiect menit a promova ofertele educaționale în rândul elevilor din toată țara. Este un început de săptămână frumos cu toate universitățile de stat din Iași la aceeași masă. Împreună vrem să realizăm un program de susținere a mediului academic ieșan, prin care dorim să atragem atenția celor care pot deveni studenți că Iașul merită să devină orașul studenției lor. Este prima dată când reușim să facem un astfel de proiect comun. Sunt convins că rezultatele se vor vedea. Încercări au mai fost și sperăm să le putem susține și mai activ. Scopul este ca Iașul să rămână un punct de atracție pentru tinerii absolvenți ai liceilor și colegilor din Moldova,
și poate și din alte județe din afara acestei regiuni, a precizat primarul orașului nostru. La rândul său, profesorul universitar dr. Mihaela Onofrei, coordonatorul de credite a OAIC, a susținut că acest demers vine în continuarea proiectelor realizate de municipalitate împreună cu mediul academic în ultimele luni și că municipiul Iași este un mediu prielnic atât pentru investitori cât și pentru liceeni. Universitățile au înțeles că o voce comună este o voce puternică. Am creat acest proiect pentru cei indeciși, pentru a le arăta potențialul universităților ieșene și ceea ce pot obține fiind studenți aici și poate în acest mod vor reuși să iubească Iașul cum îl iubim și noi. Cred că începând cu acest demers al universităților în anul centenarului, universitățile vor putea să fim mai aproape de ceea ce ne dorim, adică o singură universitate mare și reprezentativă, poate cea mai mare din România. Totodată vrem să facem un prim pas în a crea un scut protector în jurul Iașului, un scut de care orașul are nevoie, a afirmat profesor dr. Inginer Dan Cașcaval, rectorul Universității Tehnice din Iași. Fiecare dintre cele 5 universități își va desfășura propriile evenimente și prezentări, iar grupurile organizate de elevi care vor dori să viziteze Centrul Universitar Ieșan în perioada 21-25 aprilie vor putea să circule gratuit prin Iași pe traseul universitar. La fiecare 70-90 de minute din zona gării vor pleca 2 autobuze colate cu identitatea vizuală a evenimentului, destinate exclusiv proiectului Iași, orașul studenției tale, care vor avea opriri în stații predefinite și semnalele corespunzătoare în apropierea fiecărei instituții de învățământ superior. Autobuzele vor circula începând cu ora 9, după un orar care să coincidă cu sosirea în gara a celor mai circulate rute feroviare care leagă Iașul și restul țării. Traseul universitar va fi unul circular care pornește de la gară în 2 direcții către Copou și către zona Tudor Vladimirescu, putând fi folosită astfel de către elevi ca pe un sistem bine definit, ei având posibilitatea de a urca sau coborâ la fiecare stație de pe traseu în ambele direcții. Foarte frumos! Mai multe detalii puteți să citiți, că e un amplu articol în ziarul Evenimentul, acolo unde se prezintă articolul și detaliile despre acest mare proiect. Acum sperăm că au auzit și profesorii din țară că li s-a zis despre acest eveniment, despre acest proiect și că vor încuraja tinerii să meargă către orașul nostru. Poate se va face și de la Ministrul Transporturilor o derogare pentru cei care vor să vină să sprijine acest proiect și să aibă un transport gratuit, mai ales în acea perioadă. Dar ziarul Bună Ziua Iași ne prezintă un mic scandal ce s-a produs la Eurovision România. Mihai Trestăriu ies la atac. Domnul Mihai Trestăriu a ieșit în fiecare an la atac atunci când nu a făcut mare lucru la Eurovision România, dumnealui dorind în fiecare an să participe la această competiție. El a spus care sunt lucrurile ciudate pe care le-a descoperit în legătură cu sistemul de vot. De asemenea, artistul s-a plâns și de condițiile în care s-a desfășurat marea finală, frig, năprasnic, într-o postare amplă. Mihai Trăsăriu a ridicat niște semne de întrebare. Scena a arătat mai bine ca niciodată. Urmăresc dintotdeauna concursul și România nu a mai avut un asemenea show. Au fost foarte multe voci bune, mai multe ca niciodată. Polul Nord a intrat în sala polivalentă, n-au vrut neam să o încălzească, am stat la 8 grade în prima zi, 13 a doua zi de repetiții, 15 grade a treia zi, la finală, noroc că spectatorii au umplut cu căldura lor. 15 grade ar fi ok, poate minus 15 grade. Termometrul meu instalat pe telefon arată 19 grade, da,
Nu sunt relevante. Termometrele de pe telefoane. Tot fric, dar nu ca în Siberia. În fine, per total, m-am congelat. Mai mulți colegi au fost foarte revoltați pe treaba asta, cu Facebook-ul năprasnic din sală, că doar nu eram la Salina din Turda, fraților, spune în postarea lui domnul Trăsăriu. Dacă nu vă convenea, putea să nu mai ajungeți să participați, nu? Numărul de voturi este ciudat de mic la toată lumea. Vreți să-mi spuneți că după 5 semifinale și atâta în promovare au votat atât de puțini oameni? Eu nu cred. Eu cred, da. Linii blocate la greu, toți prietenii îmi trimiteau prin screen cu mesajul vot nereușit. Anul trecut s-a câștigat cu 10.000 de voturi, anul ăsta cu 3.000, anul trecut cu 5.300, anul ăsta am adunat abia 1.100, până și Paradisio adunase 2.300 de voturi. În fine, mi se pare ciudat cu voturile astea. Nu avem pretenția să iau locul întâi, însă am mobilizat fix aceiași oameni care m-au votat anul trecut și încă vreo câteva mii și chiar credeam cu tărie că se vor strânge lejer peste 5.000 de voturi. Am primit azi noapte mii de mesaje, am votat 10, te-am votat de pe 3 telefoane, 10 telefoane, îmi vine să le număr la sânge. Pe bune, chiar nu cred că au fost doar 1.100. Una peste alta, Eurovision rămâne pentru mine unul dintre țelurile carierei mele. Ne vedem la Eurovision 2019, a scris Mihai Trăsăriu pe Facebook. Nu pot să spun că îmi place la nebunie, că fai fanul celor de la The Humans, cei care au câștigat această competiție anul acesta, însă nici domnul Trăsăriu nu știu dacă trebuia neapărat să meargă mai departe și să ne reprezinte la Lisabona. Ar mai trebui să-și mai schimbe și domnia sa câte ceva, măcar din tehnica de dans, din coreografie. Tot timpul are aceeași coreografie. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem și mâine de la aceeași oră. Să aveți clipe de fericire. Numai bine!